ține. Bun. Curious Minds va fi prima hartă aleasă de către, probabil că de către MaxPax. Și hai să-i prezentăm pe cei doi playeri. Suntem într-un best of 3 în APT Cup 104, primul pe acest an. Un turneu destul de mare, care se întâmplă în fiecare săptămână și eu îl comentez în fiecare săptămână. Sacrific această zi minunată de luni. Astăzi mi-am sacrificat-o și mă simt foarte odihnit în această zi de luni, pentru că nu am fost la muncă și nu am nicio problemă cu treaba asta. Dar în zilele în care mă duc la muncă, mi-este foarte greu să comentez și sunt foarte obosit. Hai să prezentăm pe cei de player, să revenim un pic la game. În colțul din stânga sus al hărții de la Sidestorm Gaming îl avem pe MaxPax, regele în PvP. Bun, și în colțul celălalt al hărții de la Team Liquid îl avem pe Mana. Mana este un veteran al StarCraft-ului, îl știu pe Mana din Wings of Liberty și l-am întâlnit chiar și la Dreamhack. În Wings of Liberty Mana nu a fost așa de puternic, a fost acolo pe lună de plutire, mie mi s-a părut foarte puternic în Heart of the Swarm și în Legacy of the Void nu a mai fost așa de puternic, dar omul a încercat să se mențină. A încercat să joace cât se poate de mult și este foarte greu să joci zi de zi același game. Intri într-un burnout și ți-o zic că nu mai ești din acest lucru. Cum, de exemplu, îl găsim acum pe Hero Marine, mai ales că Hero Marine face tot timpul stream la meciurile lui și la antrenamentele lui și intră într-un burnout foarte, foarte nasol, adică nu mai poate să câștige un meci și mi se pare, și adică văd și o grămadă de greșeli din partea lui, văd niște atacuri în care el se simte foarte încrezător că va reuși să câștige și de fapt nu câștigă. Și asta este nasol, când joci foarte multe meciuri, ai senzația că vei câștiga un game și de fapt nu se întâmplă așa ceva. Bun, vedem acolo un prop scout din partea lui Mana, un proxy pile acolo pentru a-l împiedica pe MaxPax să-și ia acea expansiune. MaxPax nu face acest lucru, văd că MaxPax nu-și sacrifică mineralele pentru așa ceva. Oricum, MaxPax va încerca acolo să construiască un zelot. Vedem și Stargate-ul pe bara de producție, mi se pare destul de standard build-ul lui MaxPax. Mana ar trebui să dea cancel la acel pile. Ok, nu dă cancel la acel pile, foarte interesant, îl va împiedica aici pe MaxPax să-și ia această expansiune și își dă seama, MaxPax când nu a văzut acel cancel, imediat pune și el de un pylon. Oh, și Cybernetic Score din partea lui Mana, oh my god, destul de bine pentru Mana, foarte rapid acel Cybernetic Score, cred că Mana va reuși să dea cancel. Ok, și MaxPax va construi acel Cybernetic Score. Ok, se pare că o să dureze un pic mai mult Cybernetic Score-ul pentru MaxPax, pentru că Mana trebuie să distrugă mai întâi pylon și după pylon Cybernetic Score-ul. Ok, bun, vedem acolo un shield battery pentru a bloca pe MaxPax să pătrundă cu acel adept. Oricum, orice game. Mana dă cancel acel Cybernetic Score. Cred că MaxPax va lăsa acel Cybernetic Score. Oh, lasă acolo să fie finalizat. O să dureze o veșnicie să distruge acel Nexus și da, MaxPax o să aibă un Nexus mult mai rapid față de adversarul lui. Un proxy pe el aici din partea lui Mana, scautat de MaxPax. Oh, incredibil! Incredibil, și va reuși să prindă și acea probă. Mana rămâne pe hold position cu acea probă. Ok. Mana trebuie să fie atent! Ok, bun, reușește să fie aici un pic atent Mana. Cred că este foarte concentrat. Ok, bun, a fost concentrat la acel adept al lui MaxPax, care încerca să pună, să pătrundă în main base, dar oh my god, MaxPax va reuși să intre în main base-ul lui Mana și va încerca aici un Stasis Ward. Ok, nu încearcă nimic, un Revelation am avut acolo din partea lui Mana. Cam atâta. Op, era gata să piardă din nou proba. 5 la viață, un singur hit ar fi GG. Oh, Stasis Ward aici, care prinde o grămadă de probe și acum ne uităm un pic la incam, deja este la jumătate. MaxPax este în avantaj din punct de vedere al incamului. Nu pot să cred ce face aici MaxPax. Mana trebuie să fie tot timpul foarte atent și nu prea ai cum să fii atent. Stasis Ward-ul acela este incredibil. Îți împiedică incamul și vedem că suntem deja de vreo 10 minute cu un incam, 10 secunde, pardon, cu un incam mai mic aici pentru Mana. Abia acum revine Mana cu incamul la normal. Încearcă să-și transfere probele în naturală. Oricum Mana are acel Nexus un pic mai întârziat. Oh, adeptul pătrunde aici din partea lui MaxPax. Oricum poate să scauteze MaxPax cu acel adept. Dar oricum, destul de bine. Scapă Mana de orice posibilă
agresiunea asupra celor probe, adică să piardă vreo probă și în camul să scadă mult mai mult. Blinkul este finalizat aici pentru mana și asta este un lucru pozitiv pentru protosul nostru de la Liquid. Iese acolo cu doi stalker pe hartă, o să reușească să prindă acolo o probă destul de bine. Mana se pregătește de un push, cel mai probabil Max Pack se pregătește de o apărare foarte, foarte puternică. Zici că e Normandie aici pentru pentru Max Pack. Avem Shield Batter, avem Void, avem Stalker, avem Zeloți, avem și o probă care încearcă să împiedice acolo pătrunderea unităților lui Mana către naturală. Mana nu prea are ce să facă, scautează pentru un posibil proxy, dar avem un proxy pylon aici în partea de sud a hărții, aproape de main base, aproape de a treia bază, Stasis Ward în a treia bază acolo pentru Max Packs, destul de bine, de ce să nu profiți de mobilitatea acelui oracol. Max Packs face tranziția în Mana face tranziția în Robotics Facility. Mai avem acolo două gateways. Max Pack se pregătește de o expansiune. Vedem acolo a treia bază luată de către Max Pack. Vedem și blinkul. Un pic am întârziat. Mana ar fi putut să profite de acel blink, timing push, dar nu avem acest lucru din partea protosului de la Team Liquid. Dar cu foarte enervant acel oracle. Parcă este un medivac cu două Widowmines sau cu un singur Widowmine. Stasis Ward. Oh, foarte bine aici din partea lui Mana. Foarte atent aici. Îmi place ce face Mana. Îmi place cum reacționează Mana. Foarte bun reflexul. O fi el mai în vârstă în StarCraft, dar are un reflex incredibil. Se pare că reflexul aici nu l-a dezamăgit. Mana, bineînțeles că întârzie cu expansiunea pentru că a întârziat și cu naturala. A avut și acel Stasis Ward. Income-ul a scăzut și Max Pax profită de acest lucru și sparge aici cea de-a treia bază. Nici măcar n-a pus acel Nexus jos și Max Pax ar fi încercat acolo să pătrundă în main base, dar va reuși să pătrundă în naturală. Vedem acolo Focus Fire pe acel gateway. O să distrug acolo o grămadă de unități. Blink acolo în spate. Avem și acel Guardian Shield din partea lui Mana. O să piardă aici foarte multe unități. A pierdut cele două sau trei Voidress. Două Voidress mi se pare că au fost. Și în aceste momente Mana se află într-o situație foarte bună. Avem Immortal, avem Sentries, putem să punem de Force Fields, avem Guardian Shield. Ok, bun, am crezut că va reuși să distrugă acel Immortal. Nu va reuși acest lucru. Mana se simte încrezător și este pe hartă cu toate unitățile în aceste momente. Vedem acolo un ciclu de urpare de un Stalker. Nu mai mult, un singur Stalker. Dar Max Pack s-a reușit aici să-și asigure cea de-a treia bază. Nu cred că are vreo șansă aici playerul de la Team Liquid. Continuă ciclul de urpare de 4 Stalker. Aș fi preferat un ciclu de urpare de 4 Zeloți în main base sau un naturală, dar îl împiedica aici pe Mana să... Dar îl împiedica pe Max Pack să-și păstreze toată armata în a treia bază. Oh, Max Pack se află într-o situație foarte dificilă aici. Vedem Focus Fire din partea lui Mana pe acel Shield Battery din naturală. Max Pack este forțat aici să se apere. Oh, foarte frumos! Blink agresiv aici din partea lui Max Pack. S-a reușit să prindă acel War Prism și să vedem dacă va reuși aici Mana să-l spargă pe Max Pack, să-l bată pe Max Pack în PvP. Nu știu dacă va reuși acest lucru, este foarte greu să-l distrugi pe Max Pack în PvP. Deja trebuie să distrugă foarte multe probe. Mana este oricum un all-in acum pe două baze. Încearcă să-l distrugă pe Max Pack. Nu mai are energie de un Stasis Ward, nu mai are energie pentru acel de un Stasis de un Shield Battery Overcharge, dar nu mai are nici mana foarte multe unități. Nu știu dacă a mai adus o prismă. Nu avem prismă pe bară de putere. Vedem ciclul de urpare de 5 stalkeri. Mana este într-o situație disperată. Se pare că acel Immortal a rămas în picioare. Are o grămadă de kill-uri. 6 kill-uri pe acel Immortal. Ok, bun, vine și acea prismă. Mana scapă și cu acel stalker. Nu știu unde vrea să se ducă cu acele unități. Probabil către main base? Oricum, Max Pack se va duce cu acel oracol pe cealaltă parte a hărții. Va încerca să mai distrugă câteva probe. Oricum, Mana ar putea să mai transfere probele alea din main base în naturală. Oh, și avem sentry-ul acolo naturală. Ok, bun, două sentries, dar am avut un recall pentru Max Pack în main base. O să reușească aici Mana să distrugă acei Immortal. Oricum, nu avem Shield Battery. Un match foarte... foarte intens aici. O, reușește să distrugă acea prismă. Max Pack cu micro, incredibil. Mana se află într-o situație foarte proastă și nu prea are ce să mai facă.
Va spune GG și Max Packs câștigă primul